ne aflăm întotdeauna în zona miracolelor. Pentru că în primul război mondial, nimeni n-ar fi crezut că se va sfârși prin România Mare. Fiindcă eram ocupați de nemți, făcuserăm un tratat cu nemții ca să putem ieși din război. Tratatul era ceva îngrozitor. Ei, după aia a fost un miracol ce s-a întâmplat. Adică numai dacă ne aflăm în zona miracolelor, nu mai este vreo salvare. În mintele așa, pe căi logice, nu se mai întrevede. Acum îi înțeleg foarte bine și pe tinere ăștia care pleacă, în special medici, pleacă. Anul ăsta au plecat 3600, am trecut, au plecat 3600. Mă rog, președintele Republicii a zis că foarte bine pleacă, capătă acolo experiență și se întorc cu mare experiență în țară. Ei se mai întorc pe lumea elaltă. Nu se întoarce nici dracu. Și au făcut o situație acolo, trebuie să fie chiar săriți de pe fix să se mai întoarcă. Și pleacă, și sigur că nu pleacă cei proști, ci pleacă unii foarte buni, pentru că la târgurile astea vin niște experți. Adică, domnule, dacă eu spun că sunt fizician atomist, trebuie să fiu fizician atomist și nu unul care a ieșit așa fiindcă avea neamuri, ci pentru că chiar am învățat și eu. E, pleacă tineretul ăsta, valoros, din țară, pentru că țara nu știe să-i rețină. Adică nu se poate după 11 ani. Nu are cum, nici, chiar nu are. După 11 ani. A fost atât de jefuit, chiar nu are. Am citit ce salarii erau, nu știu cine avea, 133.000 de euro salariul lunar. Și când a ajuns acum, că este foarte nefericit, are 80.000 de euro. E, și pe urmă, un exemplu, în medicină, deci ai făcut 6 ani de medicină, faci 5 ani de rezidență și ai 1100 de lei pe lună. Cum să stea oamenii ăștia? Cum să vă este? Dacă se pot plasa în altă parte.